În Costinești, mii de oameni au dansat și cântat în cor toată noaptea alături de artiștii și DJ-ii care au făcut spectacol pe scenele uneia dintre cele mai mari festivaluri de muzică electronică din țara noastră. Foarte mișto, atmosfera e foarte frumoasă, chiar e o senzație neamai obișnuită. Este foarte frumos, am venit cu copilul, niciodată, organizarea super. Vorbim de peste 54 de artiști confirmați. O să fie nebunie. Festivalul se va transforma într-un internațional. Au existat și incidente. Polițiștii au reținut temporar un tânăr care vindea baloane, suspectat că distribuia substanțe interzise, dar spre dimineață acesta a fost eliberat. Și în Mamaia, ringurile de dans din cluburi au fost arhipline. Turiștii au făcut noapte albă, bucurându-se de fiecare clipă. La miezul nopții, 1 mai, a fost sărbătorit cu un foc uriaș de artificii. În Vama Veche, aglomerația a fost atât de mare încât cu greu se mai găsea un loc de parcare la orele serii. Cei care nu au mai găsit loc la terase au rămas toată noaptea pe plajă, unde au petrecut alături de prieteni. După ce au pândit răsăritul la malul mării, cei mai mulți mai fură câteva ore de somn până la următoarea petrecere. M-am distrat foarte tare. Am fost la baruri, am fost la cluburi, am stat și pe la cazare, ne-am anturat cu foarte mulți oameni. A fost foarte, foarte mișto. Minunat! Deci chiar a fost aglomerație și super frumos. Pentru cei mai mulți, distracția de 1 mai se încheie diseară.